Nea Marcel Pigole a avut, a fost așa, un al doilea tată pentru mine. M-a luat în 89, în 90 m-am stabilit aici, de la Suceava. Eram pierdut, îți dai seama, n-aveam nici buletin, nici 14 ani. Cei care nu au frână, cei care nu știu să se oprească la timp, cei care o țin așa non-stop, mi-a plăcut viața, clar, am făcut de toate și chiar m-am bucurat de tinerețe. Să uite doamna la... Doamna știe că... Știe deci nu, că te-a luat sfânt, de, nu te-a luat sfânt. Nu m-a luat de la Antipa, m-a luat... Și atunci a știut și ea, într-un fel, și eu, să mă opresc. Am avut viață de familie după 26-27 de ani. S-au născut copiii, mi-am dat seama că sunt alte priorități și chiar mi-a prins bine. Alții se opresc mai repede, alții se opresc prea târziu. Bine, tu ai avut frâne bune. Eu am avut frâne bune și chiar mi-a prins bine, pentru că am plecat cu toții în Cipru, acolo am putut să pun un ban deoparte. Am făcut și niște investiții într-un fel, pentru că banii mei care am câștigat de-a lungul timpului n-au fost cei mai mult din fotbal, din sport, pentru că nu am câștigat la... Chiar dacă erau bani erau... mulți pentru un om de rând, da. Nu erau banii care se vehiculează azi în fotbalul românesc. Mă uit acum că fiul câștigă în Liga 2 aproape cât câștigam eu pe lună în 99 când am câștigat campionatul cu Rapid. Mugur Bolohan este unul dintre cei mai titrați fotbaliști suceveni din toate timpurile, având în palmares 3 titluri de campion al României, 2 cupe și o supercupă. Pe parcursul carierei sale a jucat pentru FC Național, Rapid București, Dinamo București, FCM Bacău, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Nea Salamina în Cipru, Iliopoli în Grecia și și-a încheiat cariera la Cetatea Suceava.